Excelențele voastre, domnilor și doamnelor, onorat public, stimați reprezentanți mass media, bună ziua! În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre și, în pofida faptului timpului de afară, v-ați făcut timp și posibilitatea să veniți la acest eveniment important. John Foster spunea undeva că tinerețea este o perioadă de curaj. Voucherul cultural este un act pentru a încuraja tinerii să se integreze în viața culturală a țării, să promoveze valorile culturale, dar și să sporească oferta produsului cultural. Ne dorim cu toții o generație tânără, bine educată, cultă și responsabilă. S-a lucrat foarte mult la acest proiect și țin să mulțumesc tuturor actorilor implicați, începând de la faza juridică până la cea de implementare. Și acum aș vrea să ofer microfonul domnului Sergiu Prodan, ministrul culturii, să ne spună un cuvânt de bun augur. Domnul ministru, bună ziua! O să mă ridic în picioare. Bună ziua! Sunt emoționat să văd atâta lume bună aici, în această sală. Sunt sigur că ne urmăresc foarte mulți și online. Într-adevăr, este un moment extraordinar pe care l-am așteptat de foarte mult timp, începând de la momentul lansării ideii de a introduce voucherul cultural pentru tineri în Republica Moldova, când un grup de deputați, în frunte cu domnișoara Marcela Nistor, a venit la Ministerul Culturii, l-am invitat pe domnul viceprim-ministru Țurcanu, a asistat și domnul Budeanschi, mai târziu și partenerii externi s-au alăturat eforturilor noastre și pe această cale vreau să le mulțumesc din suflet. Iată că am ajuns în momentul lansării acestui voucher, acestui program. Ce aș vrea să zic în primul rând? Aș vrea să subliniez faptul că nu în zădar, anume acum, se lansează acest program. Acum, când vremurile, din păcate, sunt extrem de tulburi și nebenefice pentru prosperarea culturii, cel puțin, acum când alături de noi are loc acest război teribil, acum când, iată, lucrurile evoluează atât de repede și greu de prezis, noi, ca societate, avem nevoie de reziliență. Și puterea de reziliență a unei societăți depinde de starea de spirit a tinerilor. Inclusiv pentru cei mai în vârstă este extrem de important această stare de spirit care se transmite în familie, în societate, la locul de muncă, oriunde. Și starea de spirit a tinerilor depinde, de fapt, de pregătirea lor, de nivelul de cultură generală pe care au reușit să-l atingă până la vârsta de 18 ani. Deci, acest program este extraordinar din toate punctele de vedere. Mă refer la puterea de a face diferență, de a separa grâul de neghină, informația de dezinformare, cultura de non-cultură, etc., etc. Toate aceste elemente fac parte din puterea de reziliență a societății noastre. De aceea să nu credeți că astăzi are loc un eveniment în sine. Astăzi, de fapt, este doar un început, doar un prim pas, pe un drum foarte lung, care nu are capăt, pentru că nu există plafon de sus a nivelului de cultură a societății. Și fiecare tânăr care va împlini de azi înainte vârsta de 18 ani, va putea să beneficieze de acest voucher pentru a se apropia, de fapt, de cultură. Sarcina pe care ne-am pus-o noi nu este doar să vindem un produs de calitate, un produs cultural,
fie el un spectacol, un concert, o carte, orice eveniment cultural, cursuri, etc. Noi vom publica lista de oferte pe care sunt eligibile pentru acest voucher cultural. Nu ne-am pus sarcina să vindem tinerilor un produs de calitate. Ne-am pus sarcina, de fapt, să-i atragem în acele locuri în care ei vor avea acces la produse de calitate, produse culturale. Sarcina nu este să le vindem, să-i ajutăm să cumpere o carte. Sarcina este să invităm să vină în librării, să pună mâna pe cărți, să-și aleagă una sau două dintre ele, astfel îndrăgostindu-se de carte, astfel venind după asta toată viața și citind cărțile de calitate. Sarcina noastră este să-i atragem în sala de teatru pentru ca să se îndrăgostească de teatru, să le descoperim această lume. Iată de ce acest voucher cultural se referă în primul rând, acum, în exclusivitate, la tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani. Desigur, nu o să ne oprim aici. Desigur, toate vârstele merită să primească un ajutor financiar pentru a accede la produsele culturale de calitate. Și vom lucra în această direcție. Iată, mecanismul de targetare, de distribuire a acestui suport este extrem de important și vreau să-i mulțumesc domnului Țurcanu pentru sistemul elaborat, pentru că acest sistem, odată pus pe roate, va sluji și altor cauze nobile, pe baza lui vom putea înființa, dezvolta și alte programe pentru alte categorii de vârstă, pentru alte forme de susținere a produsului cultural. Acest sistem, pe de altă parte, va da posibilitate producătorilor de content cultural să-și etaleze produsul, să-l pună în valoare și să beneficieze, da, de o retribuție financiară pentru munca depusă. Acest program va motiva teatrele, de exemplu, să monteze spectacole destinate acestei categorii de vârstă. Scriitorilor, editurilor de cărți, să publice cărți destinate tinerilor. Muzicienilor, să organizeze concerte, evenimente culturale care vor fi interesante tinerilor, să-i atragă. Noi avem în jur de 45.000 de persoane care în fiecare an împlinesc vârsta de 18 ani. Dacă facem un simplu exercițiu matematic, câte 1.000 de lei la fiecare persoană, este vorba de 45 de milioane de lei anual destinați acestui program. Este o sumă importantă pe care cei care prestează servicii, care oferă produse, să încerce să o vâneze. Bineînțeles, nu orice produs va avea parte de posibilitatea de a fi vândut, realizat în baza voucherului cultural. Și aici ofertanții vor avea de făcut un drum mai dificil și mai mare decât tinerii care vor beneficia de voucher. Ofertanții va trebui să vină cu programul, cu oferta, cu produsul care vor să-l realizeze în baza acestui program la Ministerul Culturii, să-l prezinte, să ne convingă că au un produs de calitate destinat tinerilor, să fie acreditați și atunci vor putea să-și ajusteze oferta digitală, oferta online, oferta IT, pentru a putea introduce pe site-ul lor, pe pagina lor, acest buton voucher cultural, pentru ca să poată beneficia de acești bani. Domnul Țurcanu o să vă povestească mai pe larg acest aspect. Deci, acest program este o stradă cu dublu sens. Pe de o parte, îndemnăm tinerii să manifeste interes.
Deci nu simplu fapt că ai împlinit 18 ani, automat primești acest voucher. Trebuie să depui un minim de efort și să manifeste un minim de interes. Și acest efort și interes ar însemna înregistrarea semnăturii digitale, semnăturii mobile, sunt diferite forme, care va anunța de fapt că tânărul are interes. Acum, noi avem în jur de 45, cum v-am spus, de mii de tineri eligibili pentru a obține voucherul cultural și doar în jur de 50 de tineri eligibili care au semnătura digitală. Deci acești bani vor fi alocați în baza prezenței semnăturii digitale a persoanei. Da, m-am dus deja în zona concretă de funcționare. Ca să închei acest cuvânt de salut cu un îndemn. Dragi tineri, voi sunteți viitorul țării. Nivelul vostru de cultură va însemna, de fapt, confortul și dragostea cu care societatea va trăi în această țară. Voi sunteți viitorul societății, vă îndemnăm să fiți activi, să motivați prestatorii de servicii culturale să vă dedice atenție, să vă dedice opere de artă și îndemnăm artiștii noștri, și când spun artiști mă refer la toți cei care creează, să fie atenți față de generația tânără, să-și pună întrebarea ce interesează, să producă produse de calitate care vor fi interesante tinerilor și astfel vom merge și vom dezvolta acest program pe viitor, care, de ce nu, se poate transforma într-o nouă formă de subvenționare a culturii în Republica Moldova. Dacă acest program va fi de succes, va prinde amploare, vom putea aloca vouchere pentru diferite categorii de vârstă, diferite zone de interes, astfel încât subvenționarea culturii să fie bazată pe interesul publicului și nivelul de cultură a societății să crească. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Țin să vă spun că acest proiect a fost inițiat de un grup de parlamentari tineri din fracțiunea PAS, un grup de tineri care au muncit enorm în beneficiul altor tineri. Vreau să o invit pe Marcela Nistor, coautoarea acestui proiect, să ne spună un cuvânt de încurajare. Bună ziua! Mulțumesc, cred că am stau așa ca să vă văd pe toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici, pentru că dau seama că o idee poate deveni realitate. Și adevărul e că această idee poate deveni realitate nu pentru că există oamenii pe care vedeți voi pe scenă, dar sunt, de fapt, o echipă atât de mare cât sunt toți oamenii pe care vedem noi. Și asta eu m-am convins, mai ales ieri. Am avut o alergătură de foc prin care noi chiar am testat acest program. Noi am avut doi tineri eligibili care chiar au parcurs tot procesul. Și eu am rămas pur și simplu surprins că el funcționează. Acum, aproape, pur și simplu, așa se întâmplă cu orice program nou, cu orice idee. Există o reținere foarte mare, o reticență, că nu avem nevoie, cât acum, dar de ce. Cum a spus și domnul ministru, în aceste condiții de criză investim în cultură, dar anume în aceste condiții de criză investim în cultură. Și eu sunt profund recunoscătoare acestei guvernări care a conștientizat că orice bun material, el poate fi recuperabil. Irecuperabilă este uitarea de sine. Și eu cu adevărat cred că cultura nu te lasă să uiți cine ești și de unde vii și, desigur, încotro mergi. Și de asta, dragi tineri, eu vă invit să creștem acest program, pentru că noi conștientizăm că o să fie foarte multe provocări și să creștem acest program împreună, cu răbdare și cu înțelegere. Noi, cred că și echipa Ministerului Culturii și echipa Ministerului Finanțelor și Agenția de Guvernare Electronică, deci toată lumea este aici ca acest program să crească frumos pentru toți tinerii.
și să fie ușor, accesibil și să prindă rotații mari. Și eu sunt convinsă că anume voi, tinerilor, o să faceți asta să fie posibil. Și cu adevărat vă doresc ca prin interacțiunea voastră cu arta, cu cultura, să vă descoperiți pe voi, să găsiți acea pasiune și curiozitate față de viață, față de propria voastră persoană și față de ceilalți. Pentru că asta s-a întâmplat cu mine prin interacțiunea mea cu arta. Și asta eu absolut sincer doresc fiecărui tânăr din această țară. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc pentru că altceva mai mult de atât chiar nu simt azi. Și da, îmi pare rău că Eugen nu este aici. Noi am, cum se cheamă, am rupt rândurile ca să devină proiectul ăsta real și... Pentru noi a fost o experiență deosebită, pentru că nu, tu nu înțelegi în cadru, într-un cadru legislativ, într-o mașină birocratică, cum o idee devine realitate. Și mulțumim foarte mult tuturor colegilor și din direcțiile juridice și din plan așa parlamentar, dar în special doamnei premier-ministru Natalia Gavriliță, care atunci când i-am scris această idee, mesajul ei a fost foarte simplu. I-am întrebat-o, poate ne întâlnim, o discuție, un grup de lucru și a spus, Marcela, foc la ghete. Așa că, da, cam asta e sloganul acestui proiect și mulțumim foarte mult că ați ales astăzi să veniți și să faceți parte din el. Mulțumim! Mulțumesc mult, Marcela Nistor. Să vă spun sincer, nu știu dacă ar fi posibil implementarea acestui proiect fără tehnologii moderne. De asta aș vrea să invit pe domnul Țurcanu, Iurie Țurcanu, prin viceprim-ministru pentru digitalizare, să ne inițieze în partea tehnică. Stimați prieteni, stimate domnule ministru, stimate domnișoare deputat, nu puteam să omit acest eveniment foarte, foarte frumos. Eu simt o bucurie enormă. Oricând mă întâlnesc cu tinerii, am niște emoții deosebite. În primul rând, tinerețea întotdeauna aduce admirație, aduce bucurie, pentru unii aduce și nostalgie. De asta, întotdeauna aceste evenimente sunt foarte, foarte apropiate sufletului meu, dar și a celor care împreună am reușit acest proiect frumos. Când au venit grupul de deputați și au spus că știți că cei 7 ani de acasă contează foarte mult, dar contează și ceea ce urmează după. Și când au venit cu această inițiativă și au spus că noi vom oferi tuturor tinerilor din această țară oportunitatea de a consuma mai multă cultură, mai multe servicii culturale, imediat am sărit și am spus că suntem alături, vom pune umărul pentru că această inițiativă să devină imediat realitate. Noi, la fel cum spuneați anterior, ne dorim o societate cultă. Ne dorim o societate inteligentă, dar ne dorim și o societate modernă, una digitalizată, care să poată să fie competitivă în aceste timpuri deloc simple. Având în vedere că auditoriul nostru, consumatorul de tehnologie, consumatorul de servicii digitale, sunt tinerii, evenimentul de astăzi are o dublă semnificație și un dublu sens și o plus valoare. Prin obținerea voucherului cultural, care este obținut prin obținerea semnăturii digitale, tinerii vor descoperi două lumi. Odată, lumea fascinantă a culturii, a spectacolilor, a teatrului, a cinematografiei, a artei, dar pe de altă parte, o lume a digitalizării, comoditatea utilizării serviciilor digitale și vor avea oportunitatea să compare ce înseamnă a sta în rânduri, la ghișee, a pierde timp, nervi și bani și ce înseamnă a consuma serviciile digitale prin această cheiță magică care înseamnă identitatea digitală pe care toți tinerii o vor obține, serviciile fiind accesibile de acasă, de la birou, de oriunde, oricând dorește această persoană. De aceea, este un dublu câștig pentru toți tinerii pe care îi felicit și îi felicit îndeoseb și pe cei care sunt și studenți, fiindcă astăzi este Ziua Internațională a Studenților, este un îndemn pentru toți tinerii care sunt eligibili pentru acest program să celebreze această zi prin a-și obține semnătura digitală și în foarte scurt timp să devină posesori acestui voucher cultural și să meargă la
spectacolele și la evenimentele culturale pe care domnul ministru le-a descifrat cu lux de amănunte și pe care noi credem că gama acestor servicii va extinde foarte curând și foarte mult. Câteva detalii despre modul cum a fost implementat acest serviciu și este unul etalon pentru ceea ce înseamnă proces de digitalizare în domeniul public în țara noastră. Evident, au fost aliniate mai multe instituții, dar au fost reutilizate acele platforme digitale pe care noi, pe parcursul anilor, le-am dezvoltat. Identitatea digitală sau semnătura digitală, mai simplu vorbind, este unul din aceste componente. Odată obținută, poate servi ca declanșator și cheiță pentru multe servicii digitale, multe interacțiuni, tranzacții, plăți digitale și multe alte beneficii. Pe de altă parte, avem și o altă platformă care aduce reale economii și optimizări statului. Mă refer la serviciul guvernamental de plăți, fiindcă toate plățile pe care sunt parte a acestui program voucher cultural se efectuează prin serviciul guvernamental de plăți MPAY, administrat, menținut de Agenția de Guvernare Electronică. În felul în care orice calculație pe care o face, apropo, automatizat, din registrul de stat a populației, pentru toate persoanele care sunt eligibile, au împlinit vârsta de 18 ani și încă nu au 19 ani, și s-au obținut această semnătură digitală, automat aceste informații devin parte a sistemului de plăți și automat pe conturile acestor persoane se transferă 1000 de lei, așa cum spunea și domnul ministru anterior. O sumă care poate fi utilizată ulterior pentru diferite servicii culturale. O altă platformă foarte importantă pentru tot procesul de digitalizare este platforma de schimb de date, care este utilizată în acest scenariu, întrucât prin intermediul acestei platforme se face selecția cine este eligibil, cum comunică instituțiile între ele. Aici o remarcă. Noi ne-am propus și ați văzut și dumneavoastră în spațiu public, am aprobat o lege a serviciilor publice care vine să optimizeze serviciile publice în genere. Vine să le digitalizeze, vine să excludă hârtia. Păi deznodământul acestui proces este această platformă de schimb de date, sau M-Connect, noi o numim, care face posibil această magie, ca să nu colectezi datele manual, să o faci automatizat între instituții și să ai aceste liste, aceste informații la îndemână. Și ultima platformă pe care eu sunt sigur că o veți îndrăgi cu toții, mai ales cei care astăzi, mâine, în următoarele zile își vor obține semnătura digitală, este portalul cetățeanului. Este platforma pe care ne vedem toată activitatea noastră în raport cu statul. Vedem care este situația cu plățile, fiindcă vorbim aici de plăți, veți vedea toate tranzacțiile pe care le faceți prin voucherul cultural, le veți vedea acolo. De rând cu multe, multe alte informații, cum ar fi informații despre proprietăți, despre sănătate, despre cei care conduc mașina, vor vedea mașina sau automobilele înregistrate, vor vedea dacă au fost disciplinați și nu cumva au niște puncte de penalizare acolo. Vor vedea cine le-au accesat datele cu caracter personal. Și multe alte lucruri interesante veți descoperi pe această platformă. Voi încheia acest segment de intervenție prin a spune că toate aceste platforme menținute de autoritățile statului, împreună cu instituțiile care și-au dat direct concursul ca acest serviciu să apare în forma în care apare el astăzi, în fața dumneavoastră, a fost un rezultat a unei cooperări foarte bune, așa cum ne-o dorim cu toate sectoarele. Vor urma pentru dumneavoastră, pentru tineri, o serie de servicii din domeniul educației. Unele noutăți, nu vreau să deschid cortina înainte de timp, dar o va face ministrul educației și cercetării în timp potrivit. Unele din ele, tineretul studios le va aprecia foarte mult și vă rugăm să rămâneți conectați cu agenda digitală, cu agenda culturală, cu agenda parlamentară, fiindcă vin multe, multe noutăți bune pentru noi,
pentru ca toți să devenim o țară mai inteligentă, o societate mai cultă și o națiune digitală. Eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, pentru acest licbez important și pentru contribuție. Doamnelor și domnilor, alături de noi este un partener aproape permanent în toate proiectele culturale, care se numește Ambasada Suediei la Chișinău. Aș vrea să invit la microfon pe Thomas Alveteg, primul secretar al ambasadei. Mr. Thomas, the floor is yours. Thank you. Merci. Vice Prime Minister Turcanu, Minister Prodan, domnul ministru, membri del Parlament, I'm very honored to be here today and represent Sweden and our great partner, USAID, which we have been collaborating for many years now in supporting various initiatives, and right now the Future Technology Activity Program, where actually we are supporting this new vouchers program. I understand that this was an initiative from the Parliament, really, and I think that is a great idea. I grew up in a town in southern Sweden where studying engineering, so I was not much into culture, to admit that. But there was actually a similar program where we were actually able to get a sort of vouchers as young people, as you said here, Minister Prodan, that from 18 years old you can actually be able to take part in this program, get these vouchers. So what I got one of these vouchers and suddenly discovered the world of theater, music, well, not virtual arts, that didn't exist in that time. But really, that opened my eyes and actually kept this interest for culture and theater and other form of arts through my life, really. I do hope that this initiative will be something that creates similar things for many youth, young people in Moldova. And I do believe that it comes also in a very important time when three of the universities in Moldova are launching a new bachelor's program on creative arts as well. So it's a very good timing. I also hope that we will see many young people that are getting very proud of the rich cultural heritage of Moldova and be able to not only listen, take part and experience it, but also help to produce and develop this further in the future. And also spread the knowledge about Moldovan rich culture throughout the world and in Europe. So I'm looking forward to see how this program develops, and I'm very proud to be one of the partners that actually, together with USAID, able to contribute to this. So thank you and all the best in this program. Thank you, Your Excellency. Thank you. Stimat ministru, stimat viceprim-ministru, doamna deputat, domnul Thomas, vă rog să treceți de partea publicului ca să putem merge mai departe în acest eveniment. Vreau să vă spun că pe mine mă apucă două valori de emoții, unul pentru tineri, unul bun pentru tineri și altul de regret pentru că nu mă mai calific și eu la acest program. E un moment foarte important să înțelegem și vreau să stăm pe punctul ăsta și să apreciem grija pe care o are guvernul de tineri. Pentru că sunt țări, când împlinești 18 ani, te umflă la armată, la război, și sunt țări, când împlinești 18 ani, primești un bonus ca să-ți cumperi cultură. Vom lansa acum landing page-ul, sau cum ar fi pe românește, aterizarea sau debarcarea paginei către utilizatori. Deci, cultură pentru tineri. Ce este un voucher cultural? Voucherul cultural reprezintă inițiativa Guvernului Republicii Moldova de a spori accesul tineretului care împlinește 18 ani la evenimente culturale, cum ar fi expoziții, cărți, spectacole și foarte, foarte multe produse culturale. Cine poate beneficia? Poți folosi voucherul cultural dacă ai împlinit 18 ani, ești cetățean al Republicii Moldova, ai obținut semnătura electronică personală, un lucru foarte important. Ce servicii include voucherul? Cărți, spectacole, concerte, expoziții, festivaluri, activități meșteșugărești, instruiri și multe altele. Și vreau să fac o remarcă,
producțiile sunt susținute doar de, pentru artiștii și produsul autohton. Atelierele de creație, training-uri, workshop-uri și masterclass-uri efectuate de artiștii locali, autohtoni. Cum îl folosești? Mai întâi este important să obții semnătura electronică la unul din cei doi operatori, pentru că unul cade din concurs, Moldcell sau Orange. Alegi ce te interesează. Achizi cu voucherul cultural prin NP. Este o platformă unde se adună toți prestatorii de servicii, deci toți vânzătorii de produs cultural. Te bucuri de serviciu achitat și acum vreau să vă prezint un video care explică pașii cum să intri în posesia acestui voucher cultural. Ești gata? Uh-huh. Începem! Salut! Bună! Astăzi vrem să-ți povestim despre voucherul cultural. Voucherul cultural înseamnă 1000 de lei pentru tinerii care au împlinit 18 ani ca să meargă la spectacole, concerte, filme autohtone, să-și cumpere cărți și altele. Voucherul este electronic și se folosește doar online. Ca să-l obții, trebuie să-ți faci semnătura electronică. E foarte simplu. O poți face cu buletinul de identitate la unul dintre operatorii de telefonie mobilă sau, în curând, prin aplicația MobiSign. După ce ai obținut semnătura electronică, navighează pe paginile organizatorilor de evenimente culturale, site-urile de vânzare a biletelor, site-urile librăriilor. Alege evenimentul sau cartea care îți place. Dacă produsul se încadrează în program, la achitare vei avea opțiunea Achită cu voucher cultural. Pentru a finaliza tranzacția, vei confirma identitatea ta prin intermediul semnăturii electronice pe platforma MP. Din cei 1000 de lei, urmează să fie extrasă suma pe care ai plătit-o. Restul sumei o poți folosi data viitoare. Fii atent! Suma expiră după un an de la ziua majoratului tău și nu poate fi recuperată. Asta a fost tot. Acum, hai la teatru! Nu, mai bine îmi iau o carte. Hai mai bine să nu ne certăm. Da, vă mulțumim. Aș vrea să invit pe Marcela Nistor și pe Alex Sinkevici, care este primul posesor real a voucherului cultural. Prima jertfă, ca să spun așa. Da, deci povestea e foarte amuzantă că Alex Sinkevici este fratele lui Eugen Sinkevici. Și acum, eu brusc am înțeles de ce Eugen a susținut această inițiativă. Glumesc, desigur, dar noi când căutam tineri eligibili ca să testăm programul, îmi scrie Alex și spune: uite, Marcela, eu am primit pe 3 august 18 ani. Sunt eligibil? Da. Păi hai să testăm. Și l-am invitat pe Alex, nu vă spun când, într-o bună zi, și am testat tot parcursul. Avem un video care, sincer vă spun, are foarte puține duble. Așa că vă îndemnăm să aveți răbdare să-l urmăriți până la capăt. Nu vă simțiți copleșiți de toată procedura tehnologică. Poate nu este cea mai reprezentativă sau cumva. O să venim noi cu o versiune mai simplificată. Dar pentru... Așa, ecoul veții mele. Dar pentru... Pentru azi, eu cred că este un material bun care o să... arată efectiv experiența unui tânăr care a trecut prin tot acest proces. Da? Cât avem ca timp? Câte minute? Câte? 6 minute are? Ok. Noi nu o să ne uităm la toate 6 minute, vă promit. Da, ok. Haideți, eu am să opresc la un moment dat, am să intervin. O să fie o discuție dinamică. Tot ok. Salut, eu sunt Alex și pe data de 3 august anul acesta am împlinit 18 ani. Eu am decis să accesez voucherul cultural. Pentru aceasta m-am dus cu buletinul de identitate la un operator mobil. Acolo mi-a luat aproximativ 5-10 minute ca să obțin semnătura mobilă. Din banii aceștia, eu mi-aș dori să mă uit la filmul Carbon. Hai să vedem cum pot face aceasta. Primul pas este să intru pe pagina mpay.gov.md ca să mă autentific. Apăs pe butonul de autentificare. Și am mai multe opțiuni. Deci, prima variantă este să mă autentific cu semnătura mobilă. Dar de fiecare dată când o să aleg această opțiune, mi se vor scoate niște bani din cont. De aceasta, eu optez pentru varianta de autentificare în doi pași.
care îmi va permite să mă autentific fără ca să-mi scoată bani din cont. Apăs pe nu am cod de verificare. Îmi apare un mic ecran unde pot să văd pașii de autentificare. Toți pașii le citim cu atenție și mă duc mai departe. Setează codul de verificare. Deci pentru a seta codul de verificare eu trebuie să am una dintre aceste semnături. Eu am semnătura mobilă și introduc numărul meu de telefon. Pe telefon îmi vine un mesaj de verificare, îl accept. Și doar odată, acum, introduc semnătura mobilă care am setat-o. Ne apare ecranul de autentificare în doi pași. Citim cu atent toate instrucțiile și continuăm cu da, vreau să mă configurez acum. Am ajuns la pagina unde trebuie să-mi setez parola. Deci eu aleg și creez o parolă ca să mă autentific de fiecare dată pe pagina aceasta. O confirm. Și o salvez. Deci, mai departe, ne întreabă ce tip de dispozitiv avem. Mobilul este pe iOS sau pe Android? La mine este pe iOS. Eu selectez iOS și el îmi propune să descarc aplicația Google Authenticator. Eu mă duc, descarc această aplicație și apăs pe butonul Continue. În aplicație eu pot să apăs pe scanare QR cod, scanez codul care mi apare pe ecran. Mie mi-a apărut un cod de verificare care eu trebuie să-l introduc ca să mă autentific. Deci că eu m-am autentificat și pe viitor eu trebuie să folosesc parola care am setat-o și de fiecare dată trebuie să utilizez codul de verificare care îmi apare în aplicație. Codul este, el se schimbă de fiecare dată, el este valabil doar o perioadă de timp. Procesul de activare a autentificării în doi pași, eu îl fac doar o singură dată. Pe viitor, eu o să mă autentific în doi pași foarte ușor. Deci introduc ID-ul din buletinul meu, introduc parola care eu am setat-o și introduc codul de verificare din aplicația mobil. Deci, dacă eu deja sunt autentificat, intru pe contul meu și pot să văd cont voucher cultural. Iacă, aici mi apare sold voucher cultural 1000 de lei. Eu pot să mă redicționez pe iTicket și acolo să caut filmul Carbon. Apăs pe cumpără bilete. Fac login-ul. De exemplu, aleg data de 3 decembrie. Și apăs pe continuare. Datele mele deja sunt aici, apăs pe butonul că sunt de acord cu termenii și condițiile. Confirmez că nu sunt robot. Și continuu. Deci, am ajuns la alegerea metodei de achitare, eu aleg voucherul cultural. Îmi introduc ID-ul, codul personal și apăs pe continuu. Pe mine deja automat m-a redicționat pe pagina MPay, unde eu pot să văd sold voucher cultural. Eu citesc toată informația, verific dacă totul este corect, și confirm că am citit și accept termenii și condițiile. Și apăs pe achit. Statutul ne arată că este achitat. Ca să confirmez plata, pot să-mi introduc e-mailul.
și îmi expediază achitarea pe e-mail. Și da, aici văd mesaj de la iTicket cu biletul meu. Salut! Eu priza! Ați văzut surpriza de pe ochii lui Alex, da? Când a văzut mesajul, că el chiar a văzut mail-ul. Înțeleg că poate v-am pierdut pe unii la partea aia tehnică. Ea o să fie un pic mai... un pic. Pentru un tânăr, eu cred că Alex o spună. Că, deci se înțelege foarte ușor. Noi trebuie să găsim mecanismul de explicare ca să fie destul de accesibil și clar. Alex, ia! Da, salutare tuturor! Deci eu am fost primul tânăr care am testat procesul ăsta. Pot să vă zic că într-adevăr este simplu, ușor, ați putut să confirmați aceasta. Metoda de autentificare pe site ocupă o lecuțică de timp, dar pe viitor, când o să te autentifici, nu o să trebuiască să pierzi așa mult timp. O să trebuie să introduci doar IDNP-ul, parola care ai setat-o și deja codul de verificare. Vreau să mulțumesc foarte mult tinerilor deputați care au venit cu această idee, Marcela Nistor și Eugeniu Sinchevici. La fel vreau să mulțumesc Ministerul Culturii foarte mult pentru această oportunitate ca fiecare tânăr să se dezvolte și să se amplaseze în cultură și la fel Agenția de Guvernare Electronică. Mulțumesc mult! Întrebări dacă aveți, da? Sau... Cred că altcineva la tablă pentru întrebări. Da, da. Da, da. Părăsim această minunată adunare. Vă mulțumesc frumos. O să răspundem la întrebările preștii, dacă vor fi pe parcursul zilei, de azi și de mâine. Vă aducem pachetele. Da. Vă mulțumesc și succes. Da. Mulțumesc. Da. Da. Deci ați văzut, dacă nu ești robot, poți vedea un film. Da. Acum, epilogul acestei întâlniri este compus din întrebări și răspunsuri. Vreau să invit la tablă pe domnul Andrei Chistol și doamna Ludmila Bejinaru pentru a face față acestor provocări. Vă rog. Este un microfon mobil să-l pasăm prin sală, cumva, sau? Vă rog, întrebări. Deci, colegul deja a prezentat acel landing page. Deci, pe acel landing page noi am prezentat pas cu pas modalitatea de obținerea acestui voucher cultural. Deci, cum s-a spus, deci primul element este obținerea semnăturii electronice. După aceea, în ordinea descrescătoare, merge ca tânărul să acceseze una din platformele de vânzare a produselor culturale, produselor serviciilor culturale și au fost enunțate câteva platforme care deja au fost testate și sunt integrate în sistem. Vorbim aici de Afișa și iTicket. Se lucrează la moment și cu Librarius pe partea de vânzare de cărți, dar și cu alte instituții din subordinea Ministerului, precum teatre, instituții concertistice, pentru că noi vrem să fim accesibili cât mai mult pentru tineri. Respectiv, obținând semnătura, accesând platforma de vânzare online a biletelor la produselor culturale, respectiv tânărul își alege la acel spectacol, la acel film, la acea sesiune de instruire sau la acel seminar la care dorește, alegând acel buton de achitare prin voucher cultural, respectiv tânărul va obține acest bilet sau acces la produsul cultural. Pe toate detaliile respective, dar și alte poate detalii care le vom dezvolta, toate vor fi integrate pe acest landing page care l-am creat special pentru programul voucher cultural. Bună ziua! Vreau să vă întreb... Modalitatea de obținere, sigur că este una care se realizează în baza condițiilor, inclusiv anumite condiții minime de siguranță. Noi aici vorbim de date cu caracter personal, noi aici vorbim de date care
tinerii trebuie să le obțină. Respectiv, este necesar să avem acea posibilitate de a avea acel telefon pentru a obține această semnătură electronică sau pentru a naviga pe acele platforme care sunt disponibile. Pentru tinerii din mediul rural, sigur că noi vom face mai multă informare, mai multă comunicare privitor la acești pași care urmează a fi realizați. Vom solicita și încuraja și instituțiile teatral-concertistice să-și planifice activitățile, hai să zic, mai aproape de beneficiari în cazul respectiv. Avem instituții care pot să presteze serviciile respective și la nord și la sud, dacă vorbim de Bălți sau Cahul. Avem instituții teatrale și acolo, dar vom încuraja teatrele să meargă în aceste localități pentru a fi mai aproape de beneficiari. Da, eu cred că, într-adevăr, numărul tinerilor care au telefoanele mobile este aproape peste 100. Deci avem, cred că, acea posibilitate, da, de a acoperi acoperi cât mai mult tinerii din Republica Moldova. Vă rog, cine mai are întrebări? Atunci, chiar domnul Curta. Noi vă mulțumim foarte mult.